La admiterea din acest an în universități a fost un număr record de tineri care vor să rămână acasă pentru a-și continua studiile, iar aceasta demonstrează eficiența investițiilor guvernamentale în valoarea de jumătate de miliard de lei în instituțiile de învățământ superior din Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării în cadrul evenimentului Tinerii Europei Fest, organizat în ajunul Zilei Tineretului. Pe de altă parte, expertul economic Veceslav Ioniță atrage atenția autorităților că, după absolvirea studiilor, tinerii din Moldova întâmpină dificultăți privind angajarea în câmpul muncii. Vreau să vă spun că avem una dintre cele mai bune admiteri la universitățile de la noi din țară în acest an. Investițiile pe care le-a făcut guvernul în universități, peste 500 de milioane de lei, se văd și mă bucur că conving cât mai mulți tineri să dea o șansă universităților noastre să aleagă educație de calitate aici acasă, și ăsta este îndemnul meu și pentru voi. Dar poate cel mai important lucru pe care îl putem face noi toți, încă o dată, e să avem încredere că Moldova poate. Expertul economic Veceslav Ioniță a remarcat că, deși numărul studenților nu scade, populația țării este în scădere. Făcând trimitere la datele furnizate de Biroul Național de Statistică, Ioniță susține că numărul tinerilor din Moldova a scăzut cu aproximativ 40% față de anul 2014, iar aproximativ 50% dintre tinerii moldoveni locuiesc, lucrează sau studiază în străinătate. El a explicat că această stare de lucruri este determinată de problemele demografice din țara noastră și de lipsa locurilor de muncă cu salarii competitive, iar tinerii cu vârsta de peste 25 de ani sunt cei mai afectați, având în vedere că 40% dintre aceștia nu lucrează și nici nu studiază. Tânărul după 25 de ani, el are două șanse. Sau stai aici fără a avea o anumită ocupație, și ați văzut, erau destul de mult, și destul de mult am ajuns până la 40% din tineri nu aveau ocupație după 25 de ani în sus, sau ne dorim să stea aici fără ocupații, presiunea lui este de a pleca peste hotare. În interiorul țării, dacă observați, noi creșteri de locuri de muncă nu avem, ba din contră, la 200.000 am ajuns la 165.000 de locuri de muncă pentru tinerii după 25 de ani. Totuși, majoritatea tinerilor intervievați de OneTV ne-au spus că își doresc să rămână în Moldova, deși salariile din alte țări sunt mai atractive. Așa că eu nu sunt la curent cu toate noile facultăți de computer science și așa mai departe care sunt, sau în alte facultăți, așa că poate ele s-au dezvoltat și sunt mai bune, când eu eram în trecut, nu păreau atractive deloc. Lucrul, eu cred că trebuie să fie ceva atractiv și sunt multe alte beneficii la care să fie în Moldova. Pentru că începutul e foarte greu, adică nimic ca începător nu îți oferă salariu mare, iar la cum prețurile în Moldova sunt exagerate, cum chiriile au crescut, la fel și prețurile din magazine, un student dintr-o familie modestă, el nu își permite de toate, adică o viață cât de cât decentă. Peste hotare este atractiv salariu, calculul este în 2-3 ori mai mult ca aici salariu, adică este dublu de 2 ori mai mult ca cum aici. Dar iarăși chiria acolo e mai scumpă și deja nu e ca acasă, nu ținți ca acasă. Dar aici e mai bine, doar că salariul e mai mic. Și doar în salariu problema. Conform datelor Biroului Național de Statistică, citate de expertul economic Veceslav Ioniță, în Moldova locuiesc acum puțin peste jumătate de milion de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani, dintre care 156.000 nu au nicio ocupație, 220.000 au un loc de muncă, iar 162.000 sunt studenți. În același timp, peste 387.000 de cetățeni moldoveni din această categorie de vârstă se află peste hotare.